Bine v-am găsit. Vă voi prezenta în acest material modalitatea prin care să realizați o compunere pe baza unor expresii și cuvinte de sprijin. Andreea și Mihai se află în vacanță la mare. Valurile mării au adus pe plajă o sticlă ce are înăuntru o hârtie cu un mesaj. Sigur a fost scris de pirați, exclamă Mihai. Haide să vedem ce scrie. Au deschis sticla. Însă, în sticlă a intrat apa. Hârtia e pătată, scrisul s-a șters. Nu se poate citi mesajul. Andreea spune: Voi încerca să așez toate bucățile în așa fel încât să refacem mesajul. Acolo unde nu putem să citim, ne vom da seama ce a vrut să scrie expeditorul. Uite, acesta ar putea fi titlul. Povestea unui peștișor cu un solz magic Iată cuvintele scrise pe hârtia udată de apa mării. Citindu-le cu atenție, Andrei i s-a părut că o poveste prinde viață. Mihai, a spus Andreea, vrei să citesc povestea? Nu cred că e scrisă de pirați, S-ar putea să nu fie chiar așa cum am compus-o eu, dar îmi place mult ce am imaginat. Vă las și pe voi să citiți textul imaginat de Andreea. Când a terminat de citit, Mihai a spus: Eu cred că trebuie să căutăm și noi solzișorul auriu. L-am putea găsi și ne vom putea îndeplini toate dorințele. Hai să căutăm prin nisip. Dar mai întâi, spune-mi, cum ai reușit să scrii acest text? E foarte simplu, a spus Andreea. Am urmat câțiva pași ca la orele în care scriem compuneri la școală. Citești cu atenție titlul și cuvintele pe care le ai. Stabilești ce legătură poate exista între cuvinte. Respecti părțile unei compuneri, introducere, cuprins și încheiere. Faci un plan simplu de idei. Formulezi enunțuri în care să incluzi și cuvintele sau expresiile date și recitești ce ai scris și te verifici. Copii, alcătuiți și voi o compunere cu titlul Un spectacol de neuitat. În care să folosiți cuvintele și expresiile de pe ecran. Respectați pașii pentru scrierea unei compuneri. Citiți compunerea colegilor. Pe data viitoare.